După ce că nu are un lot numeros, Grigoraș nu scapă deloc nici de problemele cu accidentările. Absenții duminică cu CFR, Matei, Voiculeț și Băcilă nu vor juca nici joi cu Craiova. Băcilă s-a antrenat separat aseară și are totuși șanse să revină pe teren la finele săptămânii. Băcilă ar putea fi up pentru duminică? Da, sunt șanse, dar momentan nu putem, nu știu, exprima 100%, dar sunt șanse ca el să fie up. E clar că nu 100%, dar să fie apă pentru BC Cupranești. Este exclus să fie facă parte de un lot cu Universitatea Craiova. Accidentarea juvaierului Voiculeț este mai gravă decât se estima inițial. Mijlocașul nu s-a antrenat ieri și nici nu va reveni prea curând să-și ajute colegii. Cert este că nu poate face parte din un lot și sub nicio formă nu va fi apt pentru jocurile cu Craiova și cu Cupranești. Două meciuri pentru noi extrem de importante, poate meciurile campionatului. Singurele vești bune pentru antrenor vin de pe banda stângă. Brata s-a refăcut după accidentarea suferită la Naționala de Tineret și a făcut deplasarea la Craiova. În plus, Cardozu se simte din ce în ce mai bine și va juca mai mult decât cele 5 minute petrecute pe teren contra CFR-ului. Cardozu e pregătit să joace? Cardozu vine după o perioadă foarte îndelungată de absență. Din punct de vedere medical este bine, dar vă dați seama că nu are ritm de joc și e un meci în care va trebui să folosim jucătorii care sunt pregătiți 100%. Dacă va fi nevoie, el va intra, sunt convins de lucrul ăsta și va face tot posibilul. Îmi simte mai bine, mai știu că mai am nevoie de câteva antrenamente, mai asta e condiția acum, că normal că vine de o pauză așa prelungă, simt așa un pic de oboseală și mai se trecem despre asta și tragem de dinți și jocăm.